Bine ați venit la Stax TV Material Q&A, alături de Dragoș, proprietarul Jeep-ului. Am vrut să zic Jeep-ului de 75.000 de euro, dar nu zic, mă abțin. Fiind singura mașină a familiei, el o folosește zi de zi. Nu e singura familie. Iartă-mă. A mea. N-am vrut. E singura mașina lui, e mașina lui de zi de zi. Bun. Și avem întrebările voastre, din care eu încerc să selectez acum rapid, că nu le-am citit înainte. Nu e ok, că mă sună tata. Și oamenii întreabă, e mai bun patronul? Băi, mi-e greu să spun, nu știu dacă e mai bun, nu cred că e mai bun. Am mers o singură dată cu un patron, dar nu cred că e mai bun. Bun. Câți cai putere are? 200. 200. Vine cu gaz din fabrică sau trebuie să-i pun? Bună întrebare. Nu vine cu gaz deloc. S-ai 69 la număr, zice tot, nu mai trebuie să întreb nimic. Corect. Bună întrebare. Cât prinde pe un drum de macadam? Păi, cred că pe macadam poți să mergi și costă cu ea fără probleme. Cai putere și consum. Cai putere 200, am zis. Consum depinde. În teren mergi la oră, că asta e. Okay. Pe șosea, pe autostradă, să zicem, un 15, 16, la un 120. Iar în București, poate să ducă și la 18. Știi cum e București. Da. Ce dimensiune au anvelopele și cât costă un set decent? Deci anvelopele care le am eu acum sunt de 37, am și un set de 40, dar mie îmi plac mai mult astea de 37, trepadoarele. Jantele au fost scumpe, au fost în jur de 2000 de euro, iar cauciucurile, trepadoarele au fost 1200-1300 de euro. Cum e să nu ai nevoie de elevator când faci ceva pe sub mașină? Foarte mișto. De ce nu are LED bar? Nu are LED bar pentru că am două proiectoare suficient de puternice chiar lângă parbriz. Punți Dana 66? Nu, Dana 44 reinforsată. Este mașina pe care o poți upgrada și te poate susține de la novice la pro fără să te limiteze? Da, fără discuție. Fără discuție. Costul de întreținere, fiabilitatea și avantajele față de un off-road oarecare? Costul de îmbunătățire. Costurile de întreținere sunt aceleași. Costul de îmbunătățire, mi-e greu să spun. Dacă n-am avut altă mașină de off-road, nu știu să spun, dar cu siguranță și la alte mașini prețurile sunt asemănătoare. Unde găsim mai multe poze cu mașina ta? Mai multe poze cu mașina mea găsiți pe forumul AJCR România, adică Asociația Jeep Club România. Cei care vor să înscrie, trebuie să vă înscrieți ca să le vedeți. Pe contul meu de Facebook sunt ceva poze și ceva filmulețe, dar nu foarte multe, pentru că eu în ultimii 2 ani nu prea am accesat foarte tare contul de Facebook. Contul de Facebook și în rest mă vedeți pe stradă în București în fiecare zi. Ce nu știe să facă, dacă merită investiția și care e investiția ca să arate așa? Ce nu știe să facă? Nu știu ce nu știe să facă. Nu face de mâncare, nu astea, nu face acum. Na. Ce știe să facă, în teren face aproape orice, sigur că există limitări și la ea acum, nu e așa, cât costă, costă destul, deci cum a zis el, aproape spre 75.000, din care 43 a fost mașina nouă, stoc. 75, 43, vreo 30 vreo ceva 30, de mii, de mod, atâta costă modificările. Da. Bun, acum am intrat pe pagina de Facebook și luăm întrebări și de aici, cât de fan este? Super fan. Super fan. Super fan. Super fan. Super fan este în toate, și în off-road, și pe stradă, și în oraș, da. Peste tot. Și în oraș. Cât consumă, s-a mai discutat, cât fuge, asta vorbeam noi în cât episod. Cât fuge? 120 pe autostradă, este suficient 110-120. Mers constant, civilizat, normal. De ce Wrangler și nu Patrol? Pentru că, de ce Wrangler? Wrangler, în primul rând, Rubiconul vine stoc cu... Răspunsul din punctul meu de vedere, da, dacă îmi permiți, este foarte simplu. Pentru că nou. E simplu. Da, pentru că nou. Mai pentru că mi-am luat o mașină nouă, înțelegi? Mai, și mai este, mai este un răspuns care este foarte important și pe care nu multă lume știe. Corect. În lume este cea mai tunată mașină. Cea mai modificabilă, cea mai modificabilă mașină existentă în toată lumea. Da, zice un băiat aici, zice, mai ai probleme cu ploaia în mașină? Mai fiind nouă mașină, n-am avut problema asta. Mai apare la unii, dar să schimbă niște garnituri și să rezolvă. Câte amenzi ai luat până acum pentru evacuare? Pentru evacuare? Ce evacuare? Nu știu. N-am luat nicio amendă pentru evacuare. Am luat un radar. Dar a fost o întâmplare aia. Că de obicei merg absolut încet. De ce Jeep Wrangler și nu Land Rover Defender? De ce nu Land Rover Defender? Nu știu. De ce?
poate cel mai important pentru mine a fost gașca. Gașca, corect. Da, pentru că la prima ieșire off-road serioasă am mers cu o gașcă de posesori de jeepuri, în jur de 30 de jeepuri, dintre care 20 și ceva erau wranglere. Și am rămas mut. Corect. Foarte și frumos. Mi-am luat wrangler. Corect. Poți trage un Tico sau un Matiz pe admisie? Nu, pot trage mai mult decât atât. Bun, când vrei, când mai faci bani, vrei să-ți iei G-Class? Nu, nici nu. Vorbă, nu. Vreau să mai fac niște modificări la asta. Ok, am auzit că poți scoate siebenul din zăpadă. Nu știu ce e siebenul ăsta din zăpadă, e adevărat? Nu știu ce, nu știu la ce se referă. Dacă tragi de volan stânga, în ce direcție se duce jeepul? În stânga sau unde? Depinde unde ești. Dacă ești în noroi, s-ar putea să ducă invers. I-a răspuns un băiat, Claudiu Borș, nu știu dacă îl știi, i-a răspuns și a zis unde vrea el, nu trebuie să știe dușmanii următoarea mișcare. Exact, de obicei interes să spune că mașina să duce unde vrea ea, nu unde vrei tu. De câte ori ai rămas blocat și cum ai ieșit? Oh, am rămas blocat de multe ori în teren. Cum am ieșit? Cu troliu de marea majoritate a dăților și ultima dată când am rupt și o planetară, a trebuit să ies cu două trolii, că cu un singur troliu nu ieșea. Ok. Cât costă burduful de planetară? Burduf de planetară? Păi mașina asta n-are burdufe la planetară, ca să zic așa. Uzual planetarele și pe față și pe spate sunt cu cruci. Există și o variantă cu omocinetică pe față, dar nu mi le-am luat pe alea deocamdată. Din alte motive. Deci până acum n-ai avut probleme cu crucile, adică cu burdufele de planetară, ca să zicem așa. Nu, am rupt o planetară, asta e. Se întâmplă, a fost probabil și greșeala mea, dar o primesc în garanție, că era aftermarket. Ce troliu este instalat pe mașină? Un Warn 95 CDTI. Știe câte stele a luat la Euro NCAP? Mașina mea stock din 2017 a luat 3 stele la Euro NCAP. Față de nou model GL, deci a mea este un GKU. Nou model GL a luat o stea, dar a mea a luat 3. Câți oameni ai ajutat iarna? Încerc să ajut cât mai mulți. Până acum nu, dar sunt și în Rescue 4x4, așa că oricând e nevoie, mă duc să ajut oamenii. Corect. Nu-i problemă. Cum e să știi că nu te poți ține după o Toyota în teren? Știi asta? Adică te urmărește noaptea chestia asta? Nu, dar nu cred că e așa. Cred că s-ar putea să fie invers. Depinde de, depinde de Toyota, de teren, depinde de multe lucruri. De cât de modificat. Da, multe lucruri. Corect. Cât testosteron îți produce marca Jeep? L-ai luat la pont și acum aștepți al pont de patrol la schimb? Nu. E adevărat că în caz de accident nu frânezi? E mașină. Nu, frânezi, bineînțeles. Cum să nu frânezi? Este mașină nouă, deci mi-am cumpărat o mașină nouă. Nu mi-am cumpărat o mașină second hand. Așa că nu e cazul, nu am luat la niciun pont, mi-am luat că pur și simplu mi-a plăcut mașina. Corect, bun. Ne întreabă oamenii dacă te dai, deci înțeleg că te dai. Da, mă dau. Te mă dai. Dau. Asta e o întrebare, am avut noi un episod în sfârșit și a ieșit o chestie acolo la întrebarea asta. Deci de-aia oamenii o pun probabil. Eu îți mulțumesc și le mulțumesc și oamenilor pentru întrebările și pentru interesul acordat. Opa, ne-am închis aici, trebuie să ieșim prin dreapta și mă parc pe cealaltă. Le mulțumesc oamenilor pentru interesul acordat modelului și nu uitați că este primul episod de acest gen de te la vezi? Noi. Unde se duce? Se duce unde vrea ea, nu unde vrea ea. Pentru că mașinile de off-road în general sunt obișnuite să nu meargă pe drumuri circulate. Și atunci își aleg să meargă unde vor ea. Bun, mai era o întrebare de care am uitat să o pun. Fă stânga pe aici, după ce trecem de semnul ăla. Întrebarea este următoarea. Tot un utilizator de Facebook a pus-o și a zis așa: în momentul în care treci pe lângă un drum închis cu semn de drum închis, te duci să vezi de ce e drum închis? Nu, de obicei intru pe drumul ăla închis. Bun, Dragoș, îți mulțumesc frumos pentru acceptul la interviu și pentru că ne-ai prezentat această frumusețe de mașină. Să sperăm că mai avem ocazia să ne vedem și să ieșim împreună în teren și să facem un material extra mișto cu mai multe mașini. Sigur, aștept cu mare plăcere invitația la prima voastră ieșire. Sunt prezent. Vouă că v-ați uitat și dacă v-a plăcut și dacă considerați că facem o treabă bună și merită să o vadă și alții, nu uitați de share. Iar ca să știți, oprește-te că facem noi aici. Și iar ca să știți și să aflați tot timpul de episoadele noastre, în momentul în care apar, trebuie să dați acolo pe clopoțel subscribe, ca în momentul în care noi postăm ceva, voi să fiți notificați. Mulțumesc frumos!